Am ieșit din nou la vânătoare de piese frumoase, numai bune de adăugat la garderoba de toamnă. Azi vedem ce ne recomandă Alexandra de la iHeart Concept Store. Spune-mi care sunt designerii care expun la tine în magazin. Principalii designeri care am acum sunt Veronica Frișan, Alexandra Calandeteanu, Larisa Dragna și Diana Marinescu. Mai sunt și alții, dar au mai puține piese decât ele. Care sunt piesele tale preferate pentru garderoba de toamnă? Toamna asta se port foarte mult capele, așa că una din preferatele mele e aceasta, care e foarte ușor de purtat toată ziua. Mai de seară am o rochinele care îmi place foarte mult de aceasta. Care vine foarte drăguț. Și pentru toată ziua aș alege așa ceva, că e ușor de purtat cu niște cizme sau ceva. Și ca să îmi ține de cal pe stradă, aș lua pantonul ăsta, care e foarte gros și foarte bine cusut. Și care putem purta ușor cu o geantă așa mai bună în formă de pește și vin foarte bine împreună. Tot ce văd, tot ce aud, tot ce citesc și toți oamenii pe care îi întâlnesc, pas cu pas mă vor duce către dorința mea ruptă din povești. Tot ce văd, tot ce aud, tot ce citesc și toți oamenii pe care îi întâlnesc, pas cu pas mă vor duce dorința mea ruptă din povești. Pentru că lucrurile bune vin dacă le aștepți, nu renunța la vise, cândva o să regreți. Lucrurile bune vin dacă le aștepți, nu renunța. Eu nu am hotărât încă unde merg în weekend, dar pot începe cu alegerea unui outfit. De exemplu, vineri avem de ales între Derrick May la Palatul Giga, Dance of Playful Body la Wasp sau concert Crize în fabrica. O să regreți. Lucrurile bune vin dacă le aștepți, nu renunța la vise. Sâmbătă e Bucharest International Experimental Festival. Mai pe seară, Racu lansează un nou album în Jukebox, iar în fabrica e Fresh Urban Stories. Duminică, dacă mai aveți energie de ieșit pe afară, merge un comedy show în La Scena, concertul Mircea Vintil în Hard Rock Cafe sau, desigur, show-ul Loredanei la Sala Palatului. Nu uitați de aplicația de mobil GetLocal ca să nu pierdeți șirul parcurilor din oraș. Weekend inspirat!